Gamerii au avut motive să se bucure de finalul anului acesta. Jocul așteptat de un deceniu a fost lansat. 328 de milioane de dolari a costat jocul Cyberpunk 2077. La fel ca ultimul film de la Marvel, l-au adus și pe Keanu Reeves să aibă un rol în joc. Gamerii de la noi au sărbătorit într-un mod inedit marea lansare. S-au îmbrăcat ca personajele care apar în Night City pentru o ședință foto. E un joc foarte mișto, revoluționar în opinia mea, pentru că ne îndepărtăm puțin din zona aia de gaming cu care suntem obișnuiți și cred că o să trecem la următorul nivel. Sincer să fiu, toată experiența de astăzi a fost pentru mine o evoluție, pentru că niciodată n-am apucat să fiu un personaj, să mă transform într-un personaj și, sincer, mă simt badass. Jocul a provocat și probleme pentru studioul Red Project. Mulți utilizatori s-au plâns de erori și au cerut banii înapoi. Compania a pierdut din cauza asta aproape 3 miliarde la bursă.